Da, spuneți-mi că tot deschisese în discuția. Cât îl afectează pe Olaru în privința, în perspectiva unui transfer extern, toate greșele mai mici sau mai mari care le face? Din prea mult suflet, din prea multă dăruire, cum spune Giovanni Becali. Eu cred că nu foarte mult. Acum sigur e greu să cuantificăm. Atâta timp cât nu este încă la FCSB, eu zic că îl afectează. Îl afectează, dar presupun, nu se scaută. Da? Are și o clauză. Cele are o clauză ca și Coman, adică oamenii dacă da, vin, nu mai negociază cu Gigi Becali. Eu cred că la el problema cea mare a fost când ei n-au fost în Europa, dar anul ăsta, jucând în Europa și mai ales că a fost chiar foarte bine până acum, da. Mi-e greu să cred că nu pleacă. Va lipsi la Rangers, doar la două galbene. Da, doar da. La Rangers. E din două galbene, e un meci, da. Bun, dar acum va fi prezent cu Dinamo și Rapid. Știi ce se întâmplă? Păi el, dacă îl dai mai încet ca pe televizor, așa, ca pe aparatul de radio, poți să-l dai, să-i spui, băi, Darius, băi, las-o mă mai ușor. Nu poate, el nu poate să o lase mai ușor, adică las-o mai ușor sub ce aspect, să nu e roșu. El parcă a vrut să ia roșu. Deci el nu ia roșu că-i dă lui unul în pumn sau că face vreo nesportivitate sau... Aia a făcut una când a fost cu Bordeana, acolo a fost un fault. Mai, da, mai fault în care a dat impresia. Mai proteste, mai nu știu ce. Nu, e foarte greu să-l dai pe el mai încet, să-i umbli la buton. Da, dacă îl dai mai încet, nu mai nu mai dar Solarul inima și mai e ceva, adică ei, în general, echipele din vest, urmăresc jucători, se interesează foarte mult și de calitatea umană și de caracter și de inteligență. Toate și detaliile el este, el e un băiat inteligent, e un caracter bun. Eu cred că lucrurile astea care țin, nu știu, poate de niște inteligență tactică sau sunt niște lucruri pe care un antrenor. Și tu ca jucător nu poți să le controlezi. Eu cred că le poate regla un antrenor, nu știu, cu care are o anumită experiență sau are un statut. În momentul în care ajunge la echipă, presupun că ar băga și el la cap mai, nu știu, mai repede. Probabil că de fiecare dată își propune, dar nu iese. La un transfer cu siguranță. Îl ia valoare. Pentru că este exact vorba aceea. Când intră pe teren, se transformă. Uită tot. Adică, băi, hai că poate azi reușesc să nu iau cartonaș sau să încerc. Uiți. Dacă ar fi la Gattuso în echipă undeva, eu cred că s-ar înțelege foarte mai cere încă trei. Oricum, el a crescut foarte mult. Nu mai este jucătorul care a venit la început la FCSB. Când la orice stătea pe jos. Orice și acum, adică el când mai termină numai cu plasture, pe aici e bine. Doar că adică să-l aibă turban. Are niște reacții pe care nu le poate controla din prea multă dorință, oboseală, și atunci intervine cartonul și la galben. Da, toate astea, bravo, Bănele, deci toate astea vin, nu vin în minutul 16 ale lui. Nu. Vin în minutul nu știu cât. După mai e suficient. Când la mansardă nu mai ajunge. Deci nu mai ești lipe. Deci niciodată n-a făcut prostii la început de meci sau asta, băi, gata, roșu, minutul 20. Nu. Eu cred că totuși are capacitatea să ia experiențele astea să le bage la cap. Adică eu nu-l mai văd făcând ce a făcut la PAOK să mai fac o dată chestia asta. Știi ce îi lipsește lui Olaru în momentul ăsta? Vă știți? Echipa națională îi lipsește. Adică... Da, dar are Europa. Acolo... Și bun, okay. Are Europa, dar ca alea 5 milioane să fie date, trebuie să vrei și tu. Deci e clauza aia, dar dacă jucătorul nu vrea să plece la cutare, poate să joci titular la echipa națională. Da, deci asta e discuția. Dacă tot deschizi discuția despre echipa națională și un 11 care e cam bătut nu în buie, unde în locul cui Marin sau Stanciu? Care Marin? Răzvan. Răzvan Marin. Răzvan Marin sau Stanciu? Da, da, mai jos nu poate, că nu e posibil. Stanciu nu, Răzvan Marin nu. Nu, nu. Nu. Deci el la fiecare convocare, nu poți să nu-l chem pe Olaru, e clar cel mai bun jucător din divizia în momentul din Liga 1 în momentul ăsta. El este la fiecare convocare și prinde minutul 82 să intre, dacă îl prinde. Deci e schimbare și adică din jucător care nu îl avantajează pe el. Din fișa cum o vede Giovanni și cum o văd impresarii așa, a unui fotbalist mare, asta te întreabă. Meciuri la club, goluri la club, pas, echipa națională. Mai ales că e vorba de naționala României.
Adică, băi, vorbim de echipa pe locul 44 sau 45 în lume, nu vorbim, a, unde nu joacă ăsta, la Naționala Franței? Păi e greu să joci acolo, că nu ești ciomenii. Nu ajută deloc vineri vorbeam în momentul în care el este poate în cea mai bună forma lui. Păi da, cam, eu nu știu dacă el mai atinge, cam ăsta e maxim, acum ai de plecat. Au fost și alți jucători care erau în formă maximă și n-aveau loc la Națională și așa au trecut ani și n-au mai reușit să intre, să facă carieră la echipa națională, nu mai e de